Dacă eu, de exemplu, sunt într-o relație cu tine și îți accept niște uh, lucruri care mie nu-mi fac bine, nu? Pe aici nu sunt complicele tău la bagiocura mea? Această comunicare este top 3 la capitolul, uh, să zicem, cauze ale divorțului. Ori asta înseamnă ceva, știi? Și atunci nu crezi că e cazul de o educație a comunicării? Ești un nenorocit, ești un nu știu ce, tu spui... Vă ascult să știți, foarte jos. De ce? Într-o confruntare vocală câștigă cel care are cea mai mare răbdare. Dacă cel care e cu tonuri înalte are o mare răbdare să țipe și te rupe pe tine în două, tu nu mai ai răbdare, o să te ridice el pe tine la înălțimea sunetului lui. Dar dacă tu ești inteligent și ai tu răbdare și orice îi spui omului, chiar și dacă îi spui ceva mai rău sau mai dur, îi spui pe voce joasă, crede-mă, în maximum trei minute, înălțimile alea vor fi la jumătate. Calibrare. Omul puternic afirmă tot timpul. Omul slab povestește tot timpul. Vreau ca toți părinții să știe că orice ceartă aplicată copilului înseamnă un metru mai departe îndepărtarea copilului de ei și înseamnă că în momente de criză ale copilului, copilul nu va veni către ei de frică, iarăși să nu fie certat. Iubirea nu este o garanție a bunei conviețuierii nu e suficient să te iubesc pe tine ca noi doi chiar să ne înțelegem sub același acoperiș, știi? Și atunci, ăsta a fost verdictul nostru. O iubire intensă, dar o conviețuire care nu s-a putut repara, deși... Dragilor, bine ați venit sau ați revenit la Vorba lui Jorge. Sunt foarte fericit că dați comentarii, apăsați butonul de subscribe, și uiți la prieteni și vă mulțumesc pentru toate comentariile pe care le-ați lăsat la videourile anterioare, la acest podcast. În acest podcast am o invitată, o cititoare de vorbe, de cuvinte, de oameni, fondatoarea Laboratorului de Dicții din România, o doamnă care ne poate ajuta să ne cunoaște mai bine sau să citim pe ceilalți. Bine ai la vorba lui Jorge. Teodora Mețiu, ce bine faci? Bine te te-am găsit, bine te-am găsit. Mă gândeam așa că m-ați transformat așa într-un soi de vrăjitoare, știi? Când mm. spunem cititoare de voci, cititoare de și eu, cuvinte. <laughs> Dar de ce zici mă, cititoare de cuvinte? Că pare așa că zici că suntem da, la da. mai ceva decât la tarot. Ce exact, faci mai Exact, exact, exact. psiholog de profesie? Nu, nu, jurnalist. Jurnalist de profesie. Jurnalist okay. de profesie, da. Da, jurnalist. Mulți uh, cu care am stat de vorbă mi-au zis că ești și psiholog și de-aia Aici este confuzia din piață. Eu ah, okay. vorbim foarte mult despre psihologia cuvântului, pentru că, să fim serioși, tu nu alegi un cuvânt întâmplător când vorbești cu mine. Eu nu aleg un cuvânt întâmplător când vorbesc cu tine. Hmm. Orice cuvinte ne alegem, ne alegem din niște sentimente. Și atunci, fără să fii un psiholog, dacă ești un comunicator, cum sunt eu, e foarte ușor să ajungi la rădăcina psihologiei comunicării. Și, până la urmă, psihologia asta a comunicării pe ce se bazează? Pe cuvânt, pe voce și pe gest. Ok, La gest putem să ne uităm un pic la expresiile microfaciale mai atent, să zicem. Și mai avem și. Și să mă abțin acum, ca să zicem. Mă uit că și mă scanezi, adică îmi dau seama, dar... Toată lumea se simte scanată, nu? Nu, n-am nicio treabă, sunt foarte relaxat. Da. Păi, întreabă-mă și îți spun ce vrei să știm. Păi, în primul rând, aș vrea să. Vorbim la modul general. Da. Ești un, și un trainer de speaker, din câte am înțeles. Uh -huh. Ești și speaker și oarecum te pasionează tot universul ăsta al comunicării și cum comunicăm. Uh -huh. Știm cu toții că e mult mai important să cum, cum comunici decât ce spui uh, și vrem să auzim asta de la cineva care chiar a fost pregătit pe direcția asta, că noi auzim multe pe internet, noi vedem tot felul de shorturi, videouri, toate nebunile, șorțurile zic eu. Shorturi, da. Da. Um, să plecăm de la ideea asta că toată lumea știe că e mai important cum comunicăm decât ce comunicăm. Uh -huh. Cum uh, putem învăța în momentul când ne vine să luăm tigaia? Uh -huh. Cum facem să spunem mai blând, mai să lăsăm Furia aia din noi la o parte. Mă, normal n-ar trebui să ajungem să luăm tigaia în mână, pentru că dacă am luat-o deja în mână, e complicat să dăm mai blând cu ea. Comunicare non-verbală, am înțeles. Deci, <laughs> directă. e, e de evitat directă. tigaia, da. E de evitat da, tigaia. La modul metaforic. Eu spun așa că, în principiu, atunci când suntem nervoși, mai ales pe persoanele pe care le iubim, iubirea ne părăsește. Hmm. Și când simțim cum nervii încep și cresc și cresc și cresc, prima întrebare pe care să mi-o pun este să fie asta. Cât de mult îl iubesc pe omul pe care vreau să-l cert? Și în momentul în care fac această calibrare, mă reancorez în relația mea cu acest om. Păi și în momentul ăla, vine să-l omori, nu da. ca să-l iubești. Da. Îți pui întrebarea cât de mult îl iubești, da. când ți vine să-l omori. Dar este o chestiune de educație. Comunicarea este o chestiune de educație. De antrenament. De antrenament chiar. Că dacă te uiți acum, m-am uitat, am avut marea curiozitate să mă uit în multe dosare de divorț, am și foarte mulți prieteni avocați. Și îmi spun că această comunicare este top 3 la capitolul, să zicem, cauze ale divorțului. Ori asta înseamnă ceva, știi? Și atunci nu crezi că e cazul de o educație a comunicării? Pentru că ce spuneam eu anterior, în momentul în care ești nervos, ești plin de demoni psihologici. Dom'le, trebuie să-i scoți din tine ca să te eliberezi. Nu e o chestie despre ce am eu cu tine sau uh, cât de mult aș vrea să te pun eu pe tine la punct eu. E o furia mea pe care eu nu o pot controla. Și o pot controla doar gândindu-mă cât de mult te iubesc, Jorge. Înainte să încep să dau drumul demonilor. Pentru că dacă dau drumul demonilor, s-ar putea să nu-i mai iau de pe masa noastră niciodată. Și atunci continuă așa? Și atunci continuă așa sau se întrerupe definitiv? Hmm. Deci, Interesant. cât de mult te iubesc pe tine, omule, cel pe care vreau să te cert, vreau să-ți dau cutigaia în cap, vreau să caut niște înălțimi de voce fantastică. Cât de mult de te iubesc? De ce urlăm așa? Asta e, asta e o altă întrebare. Pentru... De ce urlăm așa când vorbim, suntem unul lângă altul, dar urlăm unul lângă altul? Pentru că nu știm să controlăm furia și credem că celălalt este vinovat pentru furia noastră. Când, de fapt. Iartă-mă. Nu neapărat. Fiecare om alege cum vrea să reacționeze în fața oricărei situații din viața lui. Vrea să fie furios? Vrea să fie amuzat? Vrea să fie blând? Cum vrei să fii? Dacă alegi să fii furios, înseamnă că o meriți cumva, știi? Și atunci, în furia aia, înălțimile de voce ne ajută să ne liniștim. Cei care țipă atunci când se ceartă, de fapt, își caută o liniște. Nu caută împăcare mm. sau altceva, caută o liniște și țipă câte îi țin puterile și apoi uh, se eliberează. Da, tot corpul se eliberează. Uite, mm. în cursurile mele de public speaking fac un soi de exorcizare vocală, cum spun eu. Sunt oameni care vorbesc foarte încet, aceia pe care abia îi auzi, nu știu dacă îi auzi vreodată în jurul tău, și sunt un pic enervanți pentru că tu, ca partener de dialog, trebuie să faci un mare efort psihologic să auzi ce Dumnezeu îți spune omul ăsta. Ei, un astfel de om are probleme de comunicare, pentru că nu se aude. Și atunci facem un traseu al vocii, cum îi spun eu. Acest traseu al vocii presupune că pornim de la șoaptă, zic, Jorge. După aia zic mai tare, Jorge. După aia spun mai tare, Jorge. După aia spun, bine, nu o să mai spun ca să nu rupem microfoanele. Avem compresor, nu-i problemă. <laughs> Această exorcizare vocală, acest traseu al vocii prin care eu nu încerc altceva decât să-i cresc volumul de voce și să-i schimbă o viață acolo, de multe ori se termină cu hohote de plâns sau cu hoătă de râs isteric pentru că sunt niște manifestări emoționale fantastice. Omul care vorbește foarte încet niciodată nu este omul care pare să fie. Că ăsta te păcălește, zici că-i după pământului dar de și fapt... Și urlă după aia de... Vai steaua sparge mea. Sparge geamul. Sparge geamul, da. Și atunci... Sau îți deschide o cutie de figă, uite, yeah. poate, De cine știe cum... Da. Da. Când ne-am ne -am înfierbântat așa direct da. la discuții, și n-am apucat să te servesc cu Figa Light. Mulțumesc! Noul sortiment de la Figa. Au și cu zahăr? Păi, au și cu zahăr, da, Figa normal. Vrei că? Nu, cu nu, normal? nu, nu, e ok, e așa. Mi-am permis. Să crezi Figa că Light. sunt da. la dietă. Da, nu, nu! <laughs> bine vin la Vorba Jorge. Bine te-am găsit. bine vin venit la Vladila, aici e o locație unde noi ținem podcastul Vorba al Jorge. Prietenii mei care fac tapet personalizat și mobilier personalizat, când ai venit aici, te-ai așezat, am spus că te integrezi perfect în, în spațiul ăsta minunat. Parcă... Chiar este să știi. Semănă mult cu casa mea și cu stilul meu, cam așa e și în... acasă la mine. E superb. E păi, super da, ea, probabil te-ai integrat perfect aici. Da, da, da. Super. Spunem pe baricada cealaltă. Ok, am vorbit până acum de cei care. Noi, cei care țipăm urlăm, dar ce facem atunci când intrăm în conflict fără să vrem cu cineva care începe și urlă la noi, uh -huh. în trafic, într-o discuție, undeva, suntem, și ne trezim cu cineva care ne sparge urechile dintr-o dată. Sunt mai multe variante. Varianta în care îl ignor și îmi văd de treabă, dacă sunt în mașină pot să l ignor, dar dacă sunt face-to-face -face și un om țipă la mine, fac calibrare vocală, cum zic eu. Calibrare vocală înseamnă un pic de efort din partea ta cel care ești brus poluat de niște sunete înalte. Și presupune asta, că Jorge o să fie foarte educat și o să țină vocea jos. El zice, ești un nenorocit, ești un nu știu ce, și tu spui, vă ascult să știți, foarte jos. De ce? Într-o confruntare vocală câștigă cel care are cea mai mare răbdare. Dacă cel care e cu tonuri înalte are o mare răbdare să țipe și te rupe pe tine în două, tu nu mai ai răbdare, o să te ridice el pe tine la înălțimea sunetului lui. Dar dacă tu ești inteligent și ai tu răbdare și orice îi spui omului, chiar și dacă îi spui ceva mai rău sau mai dur, îi spui pe voce joasă, crede mă în maximum trei minute, înălțimile alea vor fi la jumătate. Calibrare. Eu de obicei că mi se întâmplă asta de obicei, neapărat că nu mi se întâmplă în fiecare zi, da. dar am uh, descoperit o chestie eu și soția yeah. mea când uh, se mai trezește unul, hai domnule, hai, ja. și dau seama că nu e despre mine, că da. ce i-am făcut eu omului, că poate nu i-am făcut nimic nici nu ne cunoaștem. Nici nu. Și primul lucru pe care îl spun atunci când mă trezesc că țipă cineva la mine, zic, sunteți bine? <laughs> și se blochează. Se blochează pentru că îl agresez puțin acolo. Tu, de fapt, știi ce spun cuvintele tale? Sunteți bine? Ești nebun? Cam asta se traduce. Gândul din spate, ăsta da, este. Da, politicul ăsta. <laughs> Vezi? Bine. da, politicos. Vezi? Sunteți bine. Da, da, da. Eu aș auzi, dacă tu m-ai întrebat dacă sunt bine, aș auzi, ești nebună? Pentru că, de fapt, ăsta este gândul din spate. Și uite, apropo de asta, noi orice spunem, avem un gând în spate. Gândul ăla brutal. Unii dintre noi suntem isteți și transformăm acel gând brutal din spate în ceva elegant în față. Dar nu suntem isteți până la capăt. Peste ceea ce spunem elegant în față, deși gândim nasol în spate, tonul se scurge, adică tonul vine din gândul din spate. De exemplu, dacă eu vreau să spun ție că arăți foarte bine, dar gândul meu e, le o arată ca naiba Jorge în seara asta, o să spun, arăți, arăți foarte bine, Horhe. Vezi? Gândul meu e prost, cuvintele mele sunt bune, dar tonul scurge gândul din spate. Da e foarte adevărat. Și la teatru ne învățau, da. că e cel mai important gândul. Și la film, la fel, trebuie să ai gândul din spate atunci când spui lucrurile alea, ca să transmiți ceea ce trebuie să transmiți. Exact. Sau da. să controlez gândul din spate, asta și în știi? Mm. Că eu în vin și spun diverse, dar de fapt eu am gânduri în spate. Eu cred că tu mă înșeli, eu cred că tu ești un nenorocit, eu cred că tu nu faci nimic în familia noastră și poate că nu le spun pe astea. Dar aceste gânduri din spate îmi accelerează ritmul de vorbire și îmi ridică tonalitățile. Deci, un control mai bun al gândului din spate poate să fie un control face, mai bun al vieții. Nu facem să controlăm gândul din spate, că mi-a venit acum în minte eu. O noră care primește mm. pe soacra în vizită și are probleme. Și ar vrea totuși să nu se citească pe fața ei că nu prea e încântată că a venit soacra peste ea acasă și ar fi preferat să fie ea singură. Să încerce să o iubească cum ar fi. Cum ar fi să o iubească? E, orice om are ceva bun în el. Eu n-am întâlnit om fără nimic bun în el. Am întâlnit, în schimb, oameni care nu credeau ei despre ei că au, că au lucruri bune în ei. Eu cred că... Atâta vreme câtă vreme iubirea este la baza oricărui cuvânt pe care noi îl spunem, noi n-am avea cum să avem vieți nefericite. Știi? Mm. Iubirea este, este sursa fericirii, sursa fericirii cuvintelor, faptelor, a fericirii. Dar dacă intrăm în tot soiul de zone negre, orcoliu, aulă, nu-l suport pe asta, nu-l suport pe asta, și îmi permit aceste zone negre, eu nu fac altceva decât să manifest toxicitatea asupra propriei mele persoane, dincolo de faptul că nu mă voi înțelege nici cu ceilalți. De multe ori, noi suntem complici unei vieți urâte ale noastre. Știi? Noi mm. suntem proprii complici ai propriei vieți urâte. De exemplu, da. Dacă eu, de exemplu, sunt într-o relație cu tine și îți accept niște uh, lucruri care mie nu-mi fac bine, nu? pe aici nu sunt complicele tău la bagiocura mea? Wow! Nu? Da. Da. Și nu, nu ne... totuși din iubire tot așa acceptăm? Asta nu mai poate fi iubire. spune -mi tu mie dacă iubirea cu durere se mai poate numi iubire. Iubirea dureroasă este boală. Iubire oarbă. Da. Aceea este boală. Iubirea nu doare. Iubirea vindecă. Iubirea te face să zâmbești. Iubirea te face să abia aștepți să ajungi acasă. Iubirea nu doare. Când doare, e o problemă. Trebuie să o reparăm, să o vindecăm. Sau, dacă nu, trebuie să o înlăturăm, pentru că altfel ne va îmbolnăvi ea pe noi. Da, sunt sigur că sunt mulți oameni care dau uh, ture de mașină înainte să ajung acasă. <laughs> Spun asta pentru că am trăit și eu asta și nu recent de mult. Dar, într-adevăr, și când eram uh, adolescent până să intru în casă, știu că dădeam ture multe... Ca să ce? Ca să bloc, Ca să îmi fac curaj, că <laughs> atmosfera uneori era... Bine, creată de mine, evident, că cine știe ce prostii mai făceam eu sau ce nu învățam sau ce nu făceam sau... Uh -huh. Dar, într-adevăr, regăsesc mult din, din ce spui. Avem uh, o situație, de exemplu, un cuplu care trece printr-o... da, o așa zisă transformare... Uh -huh. Și uh, el sau ea iar spune că a crescut în greutate, dar nu știe cum. Cum să facem treaba asta? <laughs> Nici un caz să nu-i spună gogoșică, știi? Că... <laughs> Mor. Așa. Da, da. Bărbații sunt foarte nepricepuți la lucrurile astea. Adevărit că e și complicat subiectul. Că dacă te apuci și spui femeii de lângă tine că s-a îngrășat și că ție nu-ți mai place și că ce frumoasă era înainte, ai nenorocit-o. Femeia asta oricum nu mai slăbește, să fim bine înțeleși. Și mm. femeia asta nu va mai slăbi. Probabil că ar trebui să spună ceva de genul te ador și în felul ăsta în care ești. A, ah, deci sunt grasă. A, ah, deci nu mai sunt Nu, 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 avem. nu, trebuie să așteptăm momentul în care ah, ea de. se plânge că este grasă, pentru că ea se va plânge sigur că este grasă. Normal că ea caută ceartă. <laughs> nu caută ceartă, dar... aprobare, că nu, iubita, e ok, așa, stai liniștită. Nu... Eu cred că cea mai bună variantă este când îi spui fierește că arată foarte bine chiar și în această formă și că dacă vrea să slăbească, el îi este alături să o ajute. Când ești cu creutate mare, eu știu că am avut 94 de kilograme. E... Okay. da, da. Am avut o perioadă de șase ani în viața mea cu 94 de kilograme. Și am avut soțul meu, nu mai suntem împreună astăzi, am avut o căsnicie frumoasă de 19 ani, îmi spunea așa, ești foarte frumoasă, iubita mea. Dacă vrei să slăbești, te ajut. Îmi spui ce trebuie să fac și te ajut. Și asta mi-a dat o liniște. Și asta m-a ajutat foarte tare să slăbesc de la 94 la 59. Oh. Da. Dar dacă mi-ar fi spus, uite-te la tine! A, cum să te mai ating? Tu nu de vezi cum arăți? Cum ar fi fost? Cum ar fi fost să aud așa ceva? Hmm. Nu? Ai fost totuși... Ai avut pe cineva înțelept lângă tine și... Da. Chiar da. Wow! Ce frumos! Asta e iubirea aia de care povesteai mai devreme. Da. Deci de la nu gogoșnică. 94 la 19. 59, doamne. Da. Și cum a venit transformarea asta în tine? A venit transformarea după sarcini și eu sunt o gurmandă, sunt sibiancă și dacă îmi pui slană pe masă, n-am cum să rezist. N-am cum. Deci mănânc, știi? Și am mâncat fără să mi dau seama că se întâmplă îngrășatul ăsta și șocul l-am avut când m-am văzut într o poză la botez, la un botez. Dumnezeu am avut un șoc imens, pentru că eu în capul meu și la 94 de kg arătam destul de bine, știi? Ca să vezi ce înseamnă imaginile deformate despre noi înșine. Și acela a fost momentul în care am început să îmi doresc să slăbesc. N-am apelat la niciun specialist, am făcut-o singură. Cum am făcut-o? Mi-am luat hainele de slabă, de 50 și ceva de kilograme și mi le-am pus pe primul rând al dulapului. Iar cele în care încăpeam, cele de grasă, le-am pus în spatele lor. Așa încât de fiecare dată când mă duceam la dulap, ca să ajung la hainele cu care realmente puteam să mă îmbrac, trebuia tot timpul să dau rândul de haine de femeie care arăta normal. Și de aici a început slăbitul. Mi-am dorit foarte tare să reintru în toate hainele alea de pe primul rând. N-a fost ușor, au durat 2 ani. Cred că Dar a mers. Incredibil, câtă voință. Da. Hmm. 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 Spune multe despre tine treaba asta, să știi. Pentru că ambiția asta, care, la care ai ajuns prin conștientizare, ți-a dat putere să, să faci practic tot ce trebuie ca să slăbești. Noi trebuie să ne găsim putere pentru orice ne dorim să facem, știi? Trebuie să o găsim undeva. Oamenii aleg întotdeauna varianta simplă. Sunt grasa, am încercat să slăbesc, am fost la doi nutriționiști, am ținut trei săptămâni, no, no, mi s-a părut că am slăbit și apoi am suferit de foame, știi? Ne găsim tot soiul de explicații inteligente ca să ne mai ducem un pic spre comoditate. Nu suntem cinstiți cu noi sau cum Nu faci? suntem deloc cinstiți cu noi, Firește că nu suntem. Suntem niște producători de argumente inteligente pentru a face ceea ce ne place să facem, adică nimic. Tragem foarte mult spre a face nimic, știi? E foarte greu să te mobilizezi de la 100 de kilograme să slăbești la 50 și. Și atunci, sigur că mulți dintre noi alegem varianta, hai să, nu știu, să mai scurtăm din stomac, că e mai simplu, mă duc, m-a adormit doctorul, îmi taie stomacul, după care se întâmplă de la sine acest proces. Dar înainte de asta nu-i mai bine să încerc eu, că poate mi iese, de ce să nu cred eu în mine că-mi iese? Păi asta înseamnă, înseamnă destul de, de nasol, că dacă eu încep să nu mai cred în mine că pot să fac lucruri și că am nevoie de alții, o să fiu mereu dependent de ajutorul celorlalți. Nu? Da. Mă gândeam acum, în timp ce te ascultam, dacă... În momentul în care te-ai vizualizat în acele poze la, la botez... Eram și cu o sarma în gura. Uh, ok. <laughs> să te gândești care a fost gândul ăla pe care l-ai avut atunci. Ce ai crezut tu despre tine? Că sunt urâtă. Că sunt urâtă. Iar o femeie dacă ajunge să se simtă urâtă, nu mai are cum să fie bine cu ea. E greu pentru o femeie să se simtă urâtă. Pentru ea cel mai important e ce spune ochiul ei despre ea, știi? Sunt femei foarte frumoase, cărora multora, mulți oameni le spun, Doamne, cât de frumoase ești! Dar ochii lor nu văd același lucru, nu văd același chip pe care ceilalți îl văd. Și atunci femeia asta nu va primi niciodată aceste complimente, ba din potrivă va spune, ai, lasă, da, nu cred, se va fâstăci. Pentru că ea nu se vede pe ea frumoasă, știi? Mm. M-a da. mai întâmplat, am mai auzit. Da. Și la polu opus, narcisistii? Cei cu ei. Cum, cum depistăm sau cum cum să gestionăm atunci când avem o familie? Poate un soț, o soție, un copil, băiat, fată. Dacă avem un narcisist în casă, cum, cum gestionăm lucrurile? Nu știu dacă mă pricep eu foarte bine la partea asta a narcisismului. În primul rând, îl depistăm cred că destul de Ușor, da, da. E... Totul este, el este centrul universului, adică în principiu un narcisistul asta este. Orice timp are și îl investește în el. E un și om timpul impre... celorlalți îl investește tot, tot în el. el. exact. E da. un om impresionat de propria persoană. E foarte greu de trăit cu un narcisist. Este foarte greu. Trebuie să-l iubești foarte tare și să îi accepti boala. Pentru că e o boală. O boală, narcisismul? Eu zic că da. Tu zici e că nu? Nu știu, n-am... E cam dur, zici? E un pic cam dur, dar nu știu. Se poate trata, dar nu știu dacă e... Să o catalogăm chiar așa la boală. Să te trăiești tu pe tine, de dimineața până seara, 24 de ore din 24, și să-i folosești și pe ceilalți ca tu să te trăiești pe tine. Cum Dumnezeu asta să nu fie boală? Hm? hm? <laughs> 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 mm? îmi place. Hai să mai bem. <laughs> îmi place discuția cu tine. <laughs> este foarte serioasă, dar în același timp este și. Are, am, de când am început să vorbeam am zâmbetul pe față așa nu de știu. De ce? Ce. Nu, și așa mi se pare că are și o notă. Funny funny, da, cu da? modul în care le spui, știi, dar tu le, le, le zici direct, așa. Dar totuși par. sau poate sunt eu distrat. Poate am eu o vibe energie astăzi, nu știu, poate pe distracție, cine știe. Dar așa mi s-a părut, că, okay. că le zici așa tranșant, dar mai pe... Mai chemați să le spun altfel? Pe... Zim nu, da dacă nu, nu, nu. le spun altfel. Nu, nu, că nu, vreau să plec liniștit de <laughs> și oamenii care ne privesc să nu să stea încrâncenați cât privesc podcastul ăsta. Mă bucur că e energia asta frumoasă. Avem... Uh, Um, mm. O situație în care. na, eu am trăit timiditatea asta mulți ani, foarte, foarte mulți ani, deși nimeni nu mă crede că sunt timid. Mm -hmm. dar, eu știu, te văd. Dar. Vă uh, uh, wow, în sfârșit. Uh, am o problemă personală cu timiditatea. Mm -hmm. Este. E greu pentru mine uneori să mă readun și să intru în focuri așa cum necesită toată industria asta în care activez de 20 de ani. Uneori am impresia că am obosit, dar uh, iubirea asta pe care o am față de muzică și de cariera mea nu m-a lăsat niciodată să renunț. Uh, cum fac, uh, că n-am na, avut niciodată posibilitatea să întrebi cineva, cum scap de timiditatea de a intra pe scenă? Încă o am. Foarte, foarte, cu gol în stomac, cu nod în gât, cu Rămas fără voce De toate, gât uscat, orice Ok Oamenii care au tracul ăsta Asta e mai degrabă un soi de trac Nu? Mm -hmm. De a intra pe scenă De a cânta sau De a vorbi Au tracul ăsta pentru că simt că își joacă o reputație prin fiecare Intrare pe scenă Adică oamenii ăștia de fapt se trăiesc Pe ei în momentul în care Tracul se declanșează cea mai bună variantă prin care scap de trac este să încep să-mi trăiesc actul artistic, ceea ce e un pic diferit, știi? Nu să mă gândesc, aoleo, dar dacă când fals, aoleo, da' dacă o să mă bâlbăi în timp ce vorbesc pe scenă, aoleo, dar dacă o să vărs paharul de apă în timp ce, nu știu, mă băți eu pe acolo. Ce înseamnă asta, Jorge? nu că eu mă gândesc la mine, deci eu mă trăiesc pe mine. Dar care-i scopul meu pe scenă? Nu cumva să-i trăiesc pe ceilalți? nu cumva să le ofer ceva prin care ei să se bucure, să uite de viețile lor, să învețe ceva dacă e vorba de un speech și să-și schimbe viețile. Oamenii care au trac, repet, se gândesc mai mult la ei decât la actul artistic pe care trebuie să-l livreze. Îndrăgostește-te de ideea de a le da o seară superbă oamenilor care au venit să te vadă. Clar, asta e, în gândul meu. În să se întâmplă până când da. Când prim vers sau când da. spun prima propoziție, după aia e totul, n-are legătură cu mine. Adică nu e despre mine, mereu spun că e despre, despre cei care e despre, despre public. public. Dar la început dar până intru acolo pe scenă transfer mă ia dar. Bine, acum. hai să încercăm altceva. Uite, facem un exercițiu amândoi. Ha, ha, ha. Așa, cu facem... adică, ha 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 de mai multe da. ori până când începem să râdem. Am da. înțeles, da, bine, hai. Nu vrei ha, să l facem? Hai. hai. <laughs> Ha. Hai. Ango, eu am crezut că faci tu și după aia fac eu. Nu, da. vreau să facem amândoi. Ah, e mult ok. mai fani așa. În același timp, da? Da, hai. Mă uit la tine, hai. hai. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Nu ha, 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 ha. 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 vezi? Hai. hai, hai răs înainte. Okay. Ai câștigat uh, premiul de a citi uh, întrebarea de la sponsor. Stai, stai, asta trebuie să facem când suntem cu trac și stresați: băgăm un hohot zdravă de râs în noi. Când suntem stresați, avem o stare de tensiune interioară care, exact cum spui tu, te face să simți gura de parcă ai mușcat din deșert, te face să simți stomacul gol, inima presată de un corset imaginar. Bagă un hohot de râs zdravă și credem că totul se spulberă. Este și tehnica actoricească. Și actorii fac același lucru. Se duc pe această zonă în care fac tot soiul de exerciții prin care încearcă să râdă, să râdă zdravă. Dacă vei plânge odată, încearcă să faci ha-ha-ha-ha-ha. Să bagi un hoho zdravă în de râs în tine și spune, dă-mi un telefon, bă, parcă mi s-a cam dus tristețea asta, știi? Hmm. Și acum zic, mi-am câștigat marele drept de a-mi pune o da. întrebare. Nu <laughs> că mă gândeam că eu am rămas cu gândul la că mă trăiesc eu înainte ah, de a da, intra pe scenă și stăteam și mă gândeam, zic, mă, dar nu, nu... Îmi sună... Știu că nu-ți place dar... explicația asta, că nimănui nu-i place, dar să știi că frica și tracul, tracul de a vorbi, tracul de a cânta, nu ești singurul artist care are trac. Lucrez cu o groază de artiști din România care vin la mine pentru aceeași problemă. Tracul, știi? Este o frica ego-ului. Că vrem, că ne place, că nu ne place să acceptăm Okay. Este o frica ego-ului. Este un fel de da dacă o dau un par, Dar dacă nu iese. Dar dacă ăștia -am pleacă nemulțumiți. N-ai gând e conștient. Uh. N-ai gând conștient. Și eu, când intru pe scenă ca speaker, am momente de trac și vin din același ego. Dacă nu o să mă placă. Greșit. Nu așa trebuie să pui problema. Dacă nu o să mă placă, e greșit. Tu trebuie să spui okay. problema. Cum fac eu să-i plac pe ei? Și aici câștigi starea artistică. Cum fac eu să-i plac pe ei, să mă îndrăgostesc de ei? Interesant, mă simt ca la o terapie pe care n-am plătit-o. <laughs> Încă! <laughs> oh, 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 oh. Bun, asta, noroc! <laughs> da, mulțumesc pentru sfat. Care este nou sortiment lansat de către Figa? Figa cu piersici, figa cu căpșuni, figa light sau figa cu pepene galben? Figa light. Figa light, normal. Conține 12% suc de fructe, iar ingredientul principal este guarana. Are efect tonic și revigorant, ajută la prevenirea oboselii și menține un nivel ridicat de concentrare fizică și psihică. Nu conține coloranți și nici conservanți. E chiar foarte bună. Să știi. Cum să nu-i plictisim pe ceilalți când vorbim? Cum facem să ținem nu știu... O, uh -huh. Care sunt cârligele prin care uh, reușim să-i ținem 13 pe cei din fața noastră? Vorbesc aici de cei care țin un speech sau urcă pe scenă sau uh, au câțiva angajați sau uh, au un șef căruia vor să-i se adreseze și să nu-l plictisească. Cum facem să. Primul, primul truc ar fi să nu vorbim pe lung. Vorbitul pe lung este, cum se spune, că îi dai publicului un xanax sau îi dai o frază, este fix același lucru. Îl adormi. Dacă eu vin și spun așa, bun găsit, Jorge, în ultimii 15 ani am tot predat foarte multe cursuri de vorbit în public și îmi fac mare plăcere aceste cursuri, mai ales că în cadrul cursurilor mele vin o groază de oameni care vor să scape de tracul vorbirii și firește, eu îi ajut cu toate resursele. Au plecat deja de pe ecran oamenii ăștia. Adică, pe bune, cât să mai ascult? Eu mă gândeam la altceva deja. Când da, 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 da. da, da, da. Da, da. Și atunci, uh. nu cu fraze, domne. Nu cu fraze în vorbire. Provinții cu, scurte. da, cu fraze în scris, cu fraze în citit, dar nu cu fraze în vorbire. Jorge, în ultimii 15 ani am prădat numai cursuri de public speaking. Am antrenat 4.000 de oameni. Oamenii ăștia au fost toți mulțumiți. Vezi? Bang, bang, bang. Eu aici livrez un film de pe Netflix. Iar tu, în timp ce mă asculți pe mine vorbind atât de scurt, vei vrea să auzi mai mult și mai mult, pentru că acest scurt îți dă tot timpul senzația că urmează ceva mai important și mai important și, crede-mă, nu vrei să ratezi. Fraza este o pauză de publicitate. Vorbitul în propoziție, vorbitul pe scurt, este cheia, este esența, este ceva ce te lipește de ecran sau te lipește de vorbitorul pe care îl vezi în fața ta. Apoi intonația. Cei mai mulți dintre noi. Povestim, am fost la mama, am băut o cafea, vezi, mai și prelungesc, le cântăm, da, asta este, asta este melodia românească. Ce zice melodia românească despre fiecare dintre noi care vorbim așa? Nu spui nimic important, deci nu e cazul să ascultă. Da? Adică e un fel de bla, 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 bla. Mortală, da? Așa. Bun. Cum facem că am fost la mama și cum spui tu, cum spune Teodora Mețiu? Azi vedem cum spune Teodora Mețiu că am fost la mama și am băut o cafea. Măi, ore, eu am fost la mama și am băut o cafea. Și în timp ce beam cu ea a venit și tata. Pe tata nu l-am mai văzut de foarte mult timp. Așa spune Teodora. Teodora nu povestește. Teodora afirmă. Afirm. Ceea ce este foarte diferit. Pentru că în momentul în care un om afirmă, are intonația puterii. Nimeni nu-i rezistă intonației puterii. un magnet fantastic. De ce? Oamenii rezonează cu oamenii puternici. Nu prea ne plac ăștia slăbănocii, știi? De-aia oamenii triși, săraci și vai de steaua lor sunt cam singuri, pentru că nimeni nu-i place. Toți stăm și vânăm pe cei puternici, pe cei care se descurcă, pe cei care, nu știu, ies din orice situație. Ăia ne plac la nebunie. E, eh, ne place și tonul lor. Omul puternic afirmă tot timpul. Omul slab povestește tot timpul. Și când povestești, apare o intonație de bla bla bla, ca de virgulă, știi, am fost la mama cu prelungiri. A venit și tata, ne-am simțit bine. Da, cred că mai beau o cafea mâine cu ei. Vezi? Cum n-ai bastia eu aici? Păi tu însuți spui despre tine. Jorge, nu asculta, că oricum nu spun nimic interesant aici. Nu-i cazul să-ți pierzi vremea cu mine, nu? Dar eu când vin și afirm, schimb povestea în ceva asertiv. Am fost la mama. Mamă, mamă, ci că a început filmul de acțiune. Stai puțin că zice Jorge să vedem ce s-a întâmplat acolo. s-a întâmplat nimic. Da. Ți-am dat două trucuri. Andreea, deci două trucuri. Notează, te rog. Primul truc e. O, o să le trec pe factură și pe astea. Da. O să-mi notez pe telefon, da? da? Ca să nu avem discuții, no. pun aici teodora. O, Mețiu. Mm -hmm. De plată. De plată, da. Unu. Știu întrebarea. Așa. Și, poate, sau chiar notezi. A, și numărul doi, nu, notez pe. Așa. Că voi, bărba. voi bărbații aveți o capacitate fantastică. Ia, de... cataloguează-ne, Nu, 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 ia. Haide, dă cu băta noi, ia. Voi nu, bărbații, ce facem noi bărbații? Așa de prost, ia. Sunteți superbi. Voi bărbații Așa. sunt sunteți superi. Așa, trecând peste asta, că am citit gândul din spate, când ai spus mai devreme că voi bărbații, acum degeaba o dregi. E, nimic, a fost o încercare de glumă nereușită, nu? Nimic, ok. nimic. Am crezut că ne și trântești ceva ca să rămâne. A, doamne, păzește, doamne, păzește, nu? Am crezut că ai rămas cu ceva din... E Vrei că... să transmiți ceva? <laughs> să plătești ceva? Nu vreo e, am Lasă că... că... plătim după ce se opresc camerele. <laughs> zic să... Deci direct, cum să... Da. Ok, deci afirmăm afirmații. Da, afirmăm. Um... Și apoi să vorbim într-un fel în care ceilalți ar putea să vadă ce spunem. Să-și imagineze ce le povestim, cum ar veni. Da. Dar fii atent că unii în dorința de a părea foarte deștepți vin și bă, sunt niște cărți vorbi vorbitoare, știi? Ca la școală fertilizarea in vitro este o procedură prin care embrionul este, știi? Îți dau niște definiții, de fapt. Tu nu poți să vezi, nu poți să simți nimic din cuvintele acestui om. El, săracul, vrea să-ți arate cât a expertul este el, de fapt, știi? Nu așa. Nu așa. Dați-mi ceva să văd. Oameni buni, cei care nu puteți face copii în dormitor, îi puteți face neprubetă. Hmm? Hmm. Vezi mai bine treaba asta? ce explic mai frumos pe fertilizarea asta? Parcă e mai drăguță. Așa. Da. Vizual, cum ar veni, să povestim vizual, mai vizual. Da, da, să fie vizual, să fie vizual. Lucrurile pe care le spunem să atragă imaginația. Da. Ok. Uh -huh. Foarte interesant. Dar nu-ți mai spun mai mult ce vrei să-ți predau tot cursul? Uh, păi, povestește despre curs. <laughs> tu vrei să-ți-l predau. Bine. Acum dacă tot plătesc, să la plate, ce să fac? Da, apropo... spune în ce costă, în ce constă cursul. Cursul constă într-o... Bine, oamenii vin să scape de emoții, cam pentru asta vin în cursul meu, iar după aceea constată că emoțiile sunt cea mai mică problemă într-un discurs, de fapt. Că discursul este o politehnică a ideii, in the end. Și al naibii de greu și de matematic toată povestea, cum vorbesc, cât vorbesc. Uite, apropo de asta, un discurs bun sau un podcast bun se termină într-un moment în care publicul ar vrea să continue. E o regulă simplă, am știi? Deci, acum de pe scaun? Mai stai un pic, nu? Terminăm <laughs> acum, Abia am început, avem 4, 30, nu știu cât a trecut, dar așa, am înțeles ți-am zis de cât, cum zice politicianul, ți-am zis de cât, dar asta este o regulă bună, știi? să termin spiciu atunci când toată lumea ar vrea ca tu să continui. Dar că spicării, când își fac sălile să râdă, de exemplu, mamă ce pipote încep să li se umfle și zic, uah, mai stau puțin pe scenă să le mai dau una, să-i mai fac o dată să râdă. Și nu se mai întâmplă, știi? Mi-a venit ceva în minte, dar... Hai, zi, zi, zi. Zic zi. acum că nu e. Zi. Dacă mă mai întreabă soția mea odată, îi zic, așa m-a învățat Teodora, plec înainte ca să te mai urmeze ceva. Mă e vorba de, de spici aici. Doamne, iartă-mă. E vorba Descum despre spici. Voi mai... bărbații. Spici. Noi bărbații, vezi. Da. Deci putem să, pentru un spirit de glumă, să zicem, domne am învățat la cursurile de uh, scăpa de emoții și de frică de a urca pești. Uh, plec uh, atunci când e sus. Uh, da. Când vrea publicul mai mult. Da, pentru că atunci își cere bis. Voi faceți la fel pe scenă. Da. Vin aia săracii să vă asculte hitul. 1, 2, 3, le băgați multe piese înainte care n-au nicio treabă cu hiturile alea, ăștia tot așteaptă, se agită, se încălzesc, mamă, când vine hitul ăla, când vine și când vine hitul, mamă, toate mâinile alea pe sus, lumânări, toate cele și bang, ieșiți de pe scenă. Păi e frumos. Și ce face publicul? Da. Bis, bis, bis. E o tactică foarte bună asta. Și în speech, de fapt. Ok. Mhm. Mm eu știu și artiști care nu mai coboară de pe scenă. Și ea, ne, dar nu dăm nume ca să... Bine, aceștia probabil că au încă să-i demonstreze lui tata sau lui mama, no, 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 cine e o sunt ei. De noastră, nu. Ah, okay. um, cum facem cu copiii? Cum comunicăm cu copiii? Um, n-ai că și tu ai uh, copii. Două fetițe, da. Două fetițe să trăiască. Mulțumesc. Și noi avem zis. trei copii. oh, ce frumos. Uh, cum facem uh, comunicarea asta la vârstele mai mici. Și văd și în jurul meu și mereu am observat chestia asta că uneori copiii sunt acolo a, a, ceva nesemnificativ da. așa și noi suntem niște deștepți uneori și ca părinți și nu îi tratăm cu maturitate uneori. Da. ei sunt mici. Așa exact. ce cei mei, eu, voi acum gata la culcare, nu ăștia mari stăm mai departe. Da, da, e greu cu copiii, sincer, îți spun. În primul rând, dacă ajunge copilul nostru să se teamă să ne spună ceva, e grav. Îl pierdem. Îl pierdem pentru că acel copil nu ne va mai spune nimic și când va fi să se întâmple ceva, noi vom afla ultimii. Deci prima grijă a noastră ca părinți ar fi să le dăm această senzație că ei poate să ne spună absolut orice. Cum reușim să facem asta? În niciun caz certându-i pentru orice fel de nimic pentru că certându-i pentru că nu știu, nu și-au pus bluza unde trebuie sau iar n-au făcut nu știu ce sau iar au uitat la școală un pix sau eu știu ce certându-i pentru nimicuri ei vor înțelege că mami și cu tatii nu sunt partenerii mei buni de dialog și atunci când vine momentul în care copilul chiar are o problemă gravă nu știu, suferă de bullying sau are nu știu, ceva, o problemă gravă, se va feri să vină să-i spună lui mami sau să-i spună lui tati de frică să nu fie certat. Deci cearta, nu știu dacă este cea mai bună poveste în relația cu copilul. Dar aici ar ajungem și o să mă întreb, da, dar cum poți să mă abțin că ăștia te scot din minți? Și adevărul este că unii dintre ei chiar reușesc să te scoată din minți. Dar vreau ca toți părinții să știe că orice, orice ceartă aplicată copilului înseamnă un metru mai hmm. departe îndepărtarea copilului de ei și înseamnă că în momente de criză ale copilului, copilul nu va veni către ei de frică, iarăși, să nu fie certat. Hmm. Știi? Și afli temiri ce de la prieteni, de la colegi sau pur și simplu de la autorități ești sunat, ferească Dumnezeu da, să ajungi e, la astfel de cazuri. Astfel. Da. Apoi, cu copiii, nu tonuri înalte. Tonurile înalte e lungă pentru ei un ton înalt înseamnă nu te mai iubesc. Știu, sună ciudat. Eu îți spun, pune ți naibii gheozdanul la loc! Și el înțelege, mami nu mă iubește astăzi. Poate mâine mami spune, fă și patul! Mami nici astăzi nu mă iubește. Și copilul la încet, încet, din tonul meu, înțelege că eu tot nu-l iubesc. Și tot așteaptă ziua în care vin și eu să-l iubesc. Știi? Atenție la ton. Copilul reacționează foarte bine la tonuri joase. Mami, pune-se rog frumos, la loc. Crede-mă, hipnotizat se ridică și-l ia și și-l pune. În momentul în care îi spun, puneți, bă, ăla la loc! Dar nu eu l-am pus acolo! Începe el și se apără și mi explică cum fratele sau chiar tatăl s-a împiedicat de ghiozdan și a căzut. Pentru că tonul înalt atrage cearta și atrage apărarea. Da? Nu îi inspirăm pe nimeni cu tonuri înalte, cu țipete. E duel, deja. Da. da. Și e valabil în orice situație, nu numai cu copii. Exact. Exact. Hmm. Hmm. Uh, cum, uh, cum să comunicăm mai ușor cu partenera? Cum să... sau cu partenerul? Uh -huh. Abordăm uh, situații dificile, de exemplu, un cuplu. Uh, ipotetic vorbind, un cuplu care uh, trece prin... Ceva ce nu-i place celuilalt, la fel ca și comunicarea de mai devreme, când spuneam că te îngrășat sau mai bine nu-i spui, mai bine, mai bine taci. Uh, situații de viață, da, poate ne-am uh -huh. nemulțumiți de program sau de job sau uh -huh. poate vrea altceva în afară de weekendul ăsta tot la mama sau că mergem. Uh -huh. uh, comunicarea asta în cuplu, uh, cum, cum, o, cum o facem? Da. Ei aici tot vorbesc pe, pe unde apuc, sunt destul de criticată pentru ce spun, dar eu, știi cum e, tot spun că o poate înainte. eu o țin pe-a mea. Eu zic așa, că în momentul în care avem ceva frumos de spus, spunem direct, Orhe, ești cel mai mișto bărbat din lume, ai condus cel mai bine, ești fantastic, deci tot ce e de bine de spus, spunem dar când vine momentul în care am de gând să spun ceva de rău, hai să nu îți mai spun exact ce simt. Pentru că în momentul în care vine răul, ce simt ăsta al meu va găsi să se exprime niște cuvinte foarte urâte. Da? Până aici e clar? Da. Bun. Și atunci spunem ce s-a întâmplat. Știi? Adică doar faptele. Și în felul ăsta, partenerul meu înțelege din faptele pe care eu le expun ce simt eu de fapt. Asta ar fi o variantă. Dacă vrei să dăm un exemplu, dăm da -te un rău. exemplu. Dar nu mai vreau să dau același exemplu. De exemplu, tu niciodată nu ai grijă de mine când mă îmbolnăvesc. Niciodată, mai. Trebuie să o chem tot timpul pe mama, că tu, tot timpul, cu băieții, cu alea, stai mă, că ți-am cumpărat nurofen, ți-am luat fervex, ți-am luat de toate. Da mă, da, femeia asta vrea să stai lângă ea. Fine, deci tu niciodată nu e treabă. bună, că aici ne certăm, femeia are febră, oricum. Tu mereu, da, sau da, tu generalizezi, mereu. că de fiecare dată când e ceva, da, noi avem toți tendința să facem asta. Da, bă, și asta sunt niște cuvinte oribile, niciodată, care mai e, de fiecare dată, cum spui tu, imposibil, tot felul de cuvinte conflictuale. Astea sunt cuvinte da. conflictuale. Și aici am varianta în care spun, Jorge, te-am sunat astăzi să spun că am febră, și că mi-ar plăcea să, vi, să fii alături de mine. Te-am sunat la 1. Tu ai venit la ora 19. Eu nu spun aici că hm, tu niciodată, că... Hm. Știi? Eu doar îți spun faptele. Și tu din faptele astea ar trebui să tragi o concluzie simplă. Când ai fost un băiat prea bun, să fi sunat la ora 13 de soție. Mă, mă simți și prost asta, acum când... <laughs> Îți jur că mă simt și prost săracul. Nu exact. ce trăiește omul exact. care e <laughs> Îl faci, îl faci să se simtă prost pentru că el va înțelege de aici exact ce simt. Dacă eu voi încerca să te lămurești ce am simțit, cât am suferit, cât am plâns după tine, cât am vrut, nici nu mă vei băga în seamă. Nici nu mă vei băga în seamă. Dar dacă îți spun faptele, n-ai cum. Deci n-ai cum. Am impresia că ești un calculator așa, ți ții și minte multe. Nu. Nu, um... nu? Mă igienizez. <răză> și apoi, mai e varianta în care vorbesc despre mine. Uite, asta mi se, se, pare la îndemână oricui. Să zici că asta cu ce s-a întâmplat e mai complicată și ar trebui să ne antrenăm puțin ca să ne iasă. Dar e varianta aia în care vin și îți spun, știi, astăzi m-am simțit foarte rău și mi-ar fi plăcut foarte tare să, stai, să fi stat cu mine. Dar eu nu să reproșez aici, știi? Doar îți vorbesc despre ce mi-ar fi plăcut mie să se întâmple. Și tu vei reține lucrurile astea. Spre deosebire de cazul în care formulez direct un reproș și zic Băi, toată ziua mi-a fost rău, mă, și nici măcar un telefon nu mi-ai dat. E o diferență. Vezi? Oricum matematica asta cuvintelor pe care o alegem determină și o matematică a tonului. În momentul în care eu vorbesc despre mine și despre ce aș vrea să se întâmple între noi, matematica tonului va fi corectă. 80 peste 90 de fapt% la sută din certuri nu se întâmplă din uh, diferențe de idei, ci se întâmplă din tonuri înalte. Știi? Hmm, și din comunicare? Și da. ce? Dacă ar fi să găsim câteva lucruri pe care să nu le spunem într-o ceartă Sau într-o discuție mai aprinsă ca să nu-i spunem. Orice jignire este de evitat. Okay. Dacă eu într-o ceartă, apuc să te jignesc. E posibil să, de a doua zi, să nu mai fim la fel de bine împreună. Și e posibil ca ceea ce spun eu în momentul în care te jignesc, tu să-ți minte destul de multă vreme. Să îi impacteze da. pe puternic. Da. Deci hai să ne oprim din jigniri. Hai să ne limităm la fapte în mod special și să le discutăm pe acestea. Oricum, dacă mă întreb pe mine, cuplurile care discută de dimineața până seara despre iubirea lor, acestea vor divorța. Comunicarea în căsnicie este cheia dezastrelor. Cu cât comunicăm mai mult în căsnicie, uite, mie mi-ar plăcea să faci asta, tu spui, da, dar tu când faci asta, nu faci asta. Și toți stăm să calculăm matematic ce faci tu și ce fac eu și ce nu faci tu și ce nu fac eu. De parcă suntem într-un meci de fotbal în căsnicia Adel, noastră. Te referi la comunicarea prin reproșuri. Da, păi asta înțelege românul în comunicare în cuplu. Că eu trebuie să stau la masă cu tine și să spun ce nu faci tu bine și tu să îmi spui ce nu fac eu bine. Nu asta e în comunicarea. Păi nu asta este, asta, asta ți explic. Că mă speriasem un pic, ai spus că comunicarea un cuplu duce la da. divorț și eram zis, stai, așa ce vrea să zică. Păi vreau să spun altceva. Orce orice tip de comunicare în cuplu excesivă nu ne ajută de fapt. Nu ne ajută nici aia foarte bună, pentru că începem să ne epuizăm emoțiile înainte să le trăim, știi? Mi-ar plăcea să mergem noi doi pe un munte și, mamă, când vine soarele, știi, noi trăim înainte să apucăm să trăim. Și când ajungem pe vârful muntelui, ce să vezi? Nu mai același romantism pe care eu l-am spus cu două săptămâni înainte în bucătărie, când nu eram pe munte. Nu mai epuizăm, haide să nu mai epuizăm emoțiile înainte să le trăim, știi? Să da. le lăsăm în loc să trăiască. Și atunci eu aș spune așa. De asta ne simțim, am, -mă de -aia da. ne simțim mai bine când facem ceva spontan. Exact, exact, exact. Nu când stăm și plănuim și ne tot imaginăm și ne tot imaginăm. Și când ajungem acolo. Emoțiile sunt epuizate deja. Doamne, asta e explicația minunată pentru uh, exemplu ăla cu, uite, mă, când pe ne masă când e ceva spontan și când ne întâlnim noi prieten, câțiva fără să ne vorbim. Exact. Este cel mai frumos și cel mai Din totdeauna. Cea mai bună petrecere, cum se spune, dacă nu și... planuiești și faci tu calcule și zici că mamă, ce o să facem? Și O să mă, ne distrăm mă, ce și o să, ce să facem. Are... De aia îți spun că această comunicare, și de bine și de rău, un cuplu nu ne ajută neapărat. Comunicarea în cuplu ar trebui înlocuită cu arată-i partenerului tău. Arată-i. Dă-i fapta frumoasă. Este cea mai bună formă de comunicare. Cu cât discutăm mai mult căsnicia, cu atât riscăm să o pierdem mai tare. Cu cât ne arătăm mai mult dragostea în căsnicie, cu atât probabil că vom fi printre cei puțin longevivi ai cuplurilor de pe pământ. Arată-i. Vino și ia-o în brațe, în bucătărie. Nici nu trebuie să-i spui nimic. O iei în brațe și atât. Privește-o și zâmbește în timp ce o privești. Nu trebuie să-i spui nimic. Arată-i. Când nu se așteaptă, trimite-i pe WhatsApp un te super iubesc sau abia aștept să vină seara. Arată-i. Din cuvinte, din gesturi, din tot. Nu mai stăm să tot discutăm șahul iubirii noastre care a mutat pe tablă, unde a mutat cu ce pion. Are sens? Nu pierdem te atâta vreme în care am putea să ne arătăm atât de multe lucruri frumoase. Da. Stă pe limbă să te întreb. N-am cum. Hai, hai, hai. Zi. Cum. Nu, că intru, intru prea adânc în mm. în situație și n-aș vrea să te pun în... Într-o situație proastă. Într -o, nu într-o situație proastă, dar cum... N-am, vine acum să te întreb. Îți dai seama că stă pe buzele mele. Hai, zi, hai, se zi. face că o expertă în comunicare ai ajuns să divorțezi de soțul După 19 ani. După 19 ani. Și e mai. Foarte important. După 19 ani. Se face așa. Că experta în comunicare a ajuns să divorțeze după 19 ani de încercări de a repara o căsnicie. Pe când astăzi, în vremurile noastre, oamenii nu mai au răbdare să repare 19 ani o căsnicie, ci de la primul semn în care ea nu funcționează, o schimbă. Noi nu mai avem reflexul reparării sau reparației, ci avem reflexul schimbării. Nu merge ceva bine? Schimbăm! Altul la rând! Eu am stat 19 ani și am iubit un bărbat și m-a iubit și el pe mine și dacă mă întreb care a fost problema a vieții noastre, a fost conviețuirea. Se pare că iubirea nu este o garanție a bunei conviețuirii. Nu e suficient să te iubesc pe tine ca noi doi chiar să ne înțelegem sub același acoperiș, știi? Și atunci ăsta a fost verdictul nostru. O iubire intensă, dar o conviețuire care nu s-a putut repara, deși doi oameni au încercat 19 ani. Dar aș vrea să ne vezi cum suntem acum. Suntem unii dintre cei mai tari prieteni. Ne sfătuim, vorbim la telefon, suntem foarte în regulă. Și ne creștem copiii frumoși. Ce frumos, da. să vădrească, minunat Da, e e interesant, am asociat uh, exact relația mea cu tata, de exemplu mm -hmm. Care era o iubire profundă de ambele sensuri Dar în aceeași casă era foarte greu să locuim Pentru că eram amândoi... Vezi? Doi tauri și... Nu eu, între ghilimele tauri da. Și uh, eu nu acceptam nimic din ce spuneam El nu accepta nimic din ce spuneam Bine, mare fiind și uh, înțeleg oarecum da. nu înțeleg, dar da. încep să asociez cumva din un exemplu din viața mea, cum ar putea fi, să existe o iubire atât de mare, dar totuși să nu pot să stai Uite în așa. casă pentru că ele nu sunt cum să spun, nu sunt legate între ele una este iubirea alta este conviețuirea hmm. conviețuirea este matematica aia urâtă, în care eu am pretenția ca tu să mă mai ajuți pe mine la vase el are pretenția să nu știu, să mă plimb cu el prin conferințe Asta e conviețuirea, este matematica faptelor, știi? Iubirea este altceva, este simțirea aia, este privirea pe care ți-o arăt, este, este altceva. Și atunci cele două nu sunt neapărat o garanție că noi doi vom funcționa. Dar oricât, eu sunt mândră de această căsnicie pentru că nu aș fi putut să vorbesc niciodată astăzi despre câte vorbesc dacă n-aș fi trăit-o. Pentru că să repar ceva este chinuitor, să știi e chinuitor, pentru că tot încerci și tot încerci și încerci și iar nu iese și iar nu iese și iar trebuie să faci rost de speranță cu o să iasă. Nu oricine poate să facă lucrul ăsta. E mult mai simplu să schimbi. Și timp de câți ani ați dus lupta asta? Păi, cred că undeva de la, după anul 12 de la căsătorie, ne-am cam chinuit vreo șapte ani încercând să reparăm. Și nu ne-a ieșit. Wow. Da, da. Și am făcut și al doilea copil în timpul ăsta. Dar nu ca pe o speranță că al doilea copil ne-ar repara. Nu, nu neva. Trebuia re... să vină și cea Da, mică. trebuia să vină și cea mică, da. Ce interesant. Uh -huh. Da, foarte detașat așa povestești. Sunt sigur că lucrurile au fost foarte intense la momentul respectiv. Dar interesant cum, cum privești și îmi doresc și la nivel profund să simți aceeași relaxare. Uh -huh. e, e fabulos. Da. Am uh, dezbătut uh, foarte multe teme, ne-am expus uh, unul pe altul. Uh, o să fie difuzat? Podcastul? <laughs> podcast ăsta. Okay. Avem, uh, nu, nu putem să-l reînregistrăm? e nu, cam e, mult, nu? E... da, da, da. <laughs> ah, Există o, o discuție între generații, de mm -hmm. exemplu. Uh, uh, Tin să cred că înțeleg și noi vorbeam pe babalăci când eram mai mici și acum am ajuns noi babalăcii. Poate tu. Pa Pentru aia mici, credem mă am încercat și eu să fiu spirituală. Eu, da, eu mă accept așa, babală cum sunt, nu e nicio problemă, sunt sigur că o să îmbătrânesc, sper să îmbătrânesc frumos la creier. Dar câți ani ai chiar? am 41. Oh, mulți înainte, mulți înainte. Da, n-aș fi dat vârsta La... asta, uite vezi? Iau pastile, nu, Ia ah, glum glumesc. Iau. Da. Glumez. <laughs> Ia da. Uh, cum facem cu discuțiile astea în ce, între generații? Cum facem să înțelegem că ăștia miți sunt mai deștepți decât noi și vin cu altă, nu știu, cu. Alte informații, mult mai actuale, mult mai. Uh... Îmi cer să rezolv ceva ce n-a rezolvat nimeni în lumea asta, diferențele dintre generații. Eu cred că aici trebuie să ne uităm în completare, adică că generațiile sunt complementare, știi? Nu zrei nici babalăcii, adică noi doi nu suntem răi, că avem și noi experiența noastră de babalăci, care poate fi importantă pentru copilașii ăștia digitalizați și uh, foarte buni tehnici nu văd de ce ar trebui să reparăm o relație, ci mai degrabă văd un dialog între cele două, din care piticul deșteptul de astăzi să ia totuși ceva din înțelepciunea babalecului, dar și babalecul să încerce Ai puțin... Am preluat cu babalecul așa? Am preluat-o de la tine. Da. da, dar sper să nu se supere nu, oamenii nu. care sunt mai vârstă, dar ne-am făcut și noi pe noi, babalici. Da. Deci să blenduim așa, să sincronizăm... Da. Păi cum altfel? Păi cum altfel? Dar bine, acum, dacă vine. Așa zis, pe vremea mea? Da, pe vremea mea relațiile erau altfel. Pe vremea mea, vezi? Aici sunt niște probleme, că ne putem îndepărta dacă eu, cel din altă generație, nu pot să înțeleg ce se întâmplă în actuala societate, știi? Complicat. Încă o dată, revin la iubire. Iubirea este cheia. Că vrem, că nu vrem, acesta este unicul răspuns în general al înțelegerii între oameni. Oamenii, oriunde mă duc în toate podcasturile, mă zăpăcesc cu tot soiul de întrebări, dar răspunsul este unul singur. Câtă vreme iubești, n-ai cum să rănești nici din cuvinte, nici din fapte, nici din nimic. Câtă vreme ești plin de draci și vrei să-i vergi pe celălalt. Dacă te întrebi, bă, cât de mult îl iubesc pe omul ăsta, o să vezi că demonii se înjumătățesc. Iubirea este la baza bine lui între noi. Nu spun nimic Cine complicat. Ce faci cu o persoană pe care chiar nu o iubești și chiar nu o place. Păi și trebuie să stai cu el în același birou sau stai în același spațiu de lucru. Păi îl ignori. Dar de ce ai trebuie să i. Că nu poți să ignori că trebuie să lucrezi cu el, că n-ai cum, e colegul. Mă, dar omul ăla trebuie să aibă colegul. ceva bun în el. Ea găsește ceva mișto. Mă sigur are ceva mișto în el. Sau gândește-te că poate că tu nu-l suporți pentru că el proiectează o suprafață, nu știu, fie antipatică, fie flegmatică, fie... Dar ia gândește-te tu două secunde, mă, omul ăsta e așa că așa s-a născut el? Sau poate că are o poveste în spate pe care nu poate să o spună. Poate omul ăla e într-o suferință, de exemplu, știi? Și tu la lungi și leviți pentru că e, nu știu, morocănos sau eu știu în ce fel. Dar poate că omul ăla trăiește o dramă acolo, știi? Nu știu. Nu suntem atenți unii la alții. Nu știu, n-ai observat? Începem să fim atenți tot la noi. E despre noi, e despre noi, e despre noi. Iubește-te pe tine însăți. Iubește-te cât mai mult. Dacă tu nu te iubești pe tine, cum ar putea să te iubească ceilalți? Sunt cunoscute mesajele astea? Și crezi că sunt implantate așa doar ca să ne dărâne da. ca... N-aș vrea să dau un verdict, dar aș vrea să mai aud când și când niște oameni care să vină să spună, domne, iubiți pe ceilalți. iubiți pe ceilalți. Ca să nu mai spun că atunci când iubim pe ceilalți, atunci când atenția se mută de pe noi pe ceilalți, viețile noastre sunt extrem de fericite. O cale simplă de a ieși din depresie este să faci pentru ceilalți lucruri. Nu să stai în vârful patului, să-ți plângi de milă că nu te simți bine. Ridică-te! Ridică-te și fă ceva bun pentru altcineva. Uită de tine o secundă și spunem cum ești. Mai ești depresiv sau nu? Trăitul ăsta de sine este de fapt pricina, zic eu, este o opinie complet personală, nu sunt psiholog, nu sunt specialist, dar trăitul ăsta de sine intens este astăzi pricina cazurilor de anxietate extinse, este astăzi pricina divorțurilor, am început să mă iubesc mai mult pe mine decât pe soțul meu, da? Este inclusiv drumul spre un soi de narcisism. Individualism, da, da, nu mai da, suntem team players. Da, da, da. Nu, hai să iubim pe ceilalți, hai să facem exercițiul ăsta cu toții de mâine vreau să iubesc încă o persoană mai mult. Sigur, nu sexual vorbim aici. Nu, da. În toate felurile, da? De mâine îmi propun. Se pui pe alții pe primul loc în da. Îmi propun, hai să vedem, că noi nu ne punem pe primul loc nici măcar familia. Gândește-te că sunt foarte mulți oameni care n-au mai dat un telefon, nu i-au mai dat un telefon mamei sau tatălui, poate, de luni de zile. Ce pretenție poți să ai de la acest om care putea să iubească alți oameni? Când el nu-și mai iubește propria mamă sau tată, sigur că el sau ea o să-mi spună: Păi, da, dar tu știi ce mi-a făcut mie tata? Nu e vorba despre ce ți-a făcut, ci este vorba de ce poți face tu pentru el. Ajută-l cu iubirea ta. Data viitoare nu-ți mai mai, nu va mai face ce ți-a făcut. Deci, dacă oamenii ar fi preocupați să iubească pe ceilalți, la fiecare dintre noi, tu îți dai seama în ce lume am trăit. Deci, eu aș vrea să prin lumea asta, jur, Hore. Aș vrea să prin lumea asta. Da, poți să faci un experiment social. <laughs> La așa. mine, în bucătărie. <laughs> Brother. <Ii> pui 12 <laughs> pentru o casă și. Aia e. Nu știu da. dacă va exista vreodată, dar sunt chestii pe care. Um, um, scapi de depresie. E o idee, da? Uh -huh. Făcând... Făcând lucruri pentru ceilalți. Da, și îi rog pe toți cei care au stări depresive să facă asta, să testeze această rețetă și o să vadă cât de bine se simt. Când deci că de fapt, Așa. De fapt, noi ne-am născut să trăim împreună, știi? În momentul în care începem să ne ducem în izolare, asta este cea mai mare problemă și greșeală atunci când suferim. Să intrăm în izolare sufletească. Nu. Este exclus să intrăm în izolare sufletească. Ăla este momentul în care eu mă simt cel mai rău să ies între alte Suflete, să fac ceva pentru ele sau pur și simplu să stau între ele. Izolarea sufletească ne duce într-un subsol al gândirii, de unde nu are ce să iasă bine. N-are ce. Da, îmi dau seama cât de greu e pentru cineva într-o stare depresivă să facă ceva pentru altcineva. Știu. Este îngrozitor Știu. de greu. Adică este, cred că e cel mai greu lucru. Este. Dar cine adică a zis că e și mușor? Și să trebuiască să faci lucruri pentru el, dar așa să faci pentru altcineva, cred că e îngrozitor de greu. Da, da. Știi? Trebuie să punem biciu pe noi cumva. Adică e, e o formă în care. Noi, noi, vrem să obținem lucruri faine în viața asta fără niciun efort. Îți spun de elevii mei care vin și vor să devină super speakeri. Normal. dar nu prea mult efort. Adică vorbește tu în timpul orelor, spune-ne ce trebuie să facem, Vino cu o baghetă magică și fă speakeri. Nu merge așa. De depresie nu poți să scapi fără să muncești tu cu tine. Poți să te duci la o mie de psihologi poți să te duci la o mie de vrăjitori, poți să te cauți în toate felurile, să te duci la nu știu câte retrituri. Tot tu trebuie să muncești la asta. Nimeni nu poate munci în locul tău și dacă ar vrea. Nu? Și atunci, ce simplu e? Ia să văd. Astăzi sunt într-o stare proastă. Ce aș putea să fac? Nu știu, aș putea să-i duc un buchet de flori. Mamei? Uite ce idee. Da, dacă când ești în depresie, nu-ți vin ideile astea. Păi asta spun hai să ne notăm undeva. Dacă tot ne uităm la podcast-ul ăsta, să ne notăm undeva. Când sunt depresiv sau supărat, ce trebuie să fac? Ceva pentru ceilalți. Da, pe ți... ideea mea am notat. <laughs> tu ți-ai Și, da, da, da. Am și notat și eu ai mai spus asta cu iubește de pe tine, întărește un pic ideea mea de a pune, de a pune la întrebare tot ceea ce au, știi? Că... Hmm? Lucrurile pe care le-am auzit în trecut, uh, americanii question everything. Uh -huh. uh, să spui întrebări pentru tot ceea ce crezi tu cu tărie că e adevărat, adevărul tău. Și, uh, într-adevăr, în modul în care ai spus-o, acum am pus să mă gândesc dacă, într-adevăr, e benefic pentru noi să ne iubim pe noi uh, sau, de ce nu mai bine, să-i punem pe alții pe primul loc. Adică, e cum e mai bine pentru noi ca suflete, ca ființe? Oare? Da o să... că zice, prima, prima, oară pune -ți ție centura și apoi o pui copilului. Iubește-te pe tine mai întâi ca să poți să iubești pe altcineva. Dar oare e adevărat? Eu, eu cred, că, eu cred că asta cu iubește-te pe tine a fost lansată totuși cu un gând bun. În sensul de nu mai accepta orice ca să ajungi în durerea aia de care nu mai poți să scapi, știi? Da, dar vezi ce finie. E foarte fin. E fin, e o, așa, o, bucățică dintr-un lemn, care de fapt de fapt este extrapolat la orice, iubește-te pe tine, bine, eu mă iubesc pe mine, atunci... Aici e greșeala. Cu Greșeala stă în înțelegerea greșită a acestei vorbe, de fapt. Am foarte multe prietene care se iubesc de 2 ani foarte mult pe ele și au divorțat cam toate. Știi? Deci, ia că... Voi sunteți o gașcă cam mare acum în Oamenii și Vă întâlniți? Vă întâlniți toate? Ca să nu, 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 nu. Nu avem timp, că muncim toate. Așa, Dar o mai puim. Glumesc că e foarte simpatică și nu știu de ce, e și foarte amuzant în același timp. Că le spui așa, foarte degajat. Păi. Nu. Ok. Scuză-mă, te-am întrebat. Deci, repet, iubește-te pe tine însuți? în ideea în care nu le permite tuturor să-și bată joc de tine. Cam asta este ideea. Da. Cred că așa a fost lansată. Și de aici, oamenii ce au înțeles? Oh, stai, bosulica, stai, stai. puțin. Asta zic. E, asta zic. Pe ce? El se duce cu băieții la băute? Ia să mă duc și eu cu fetele trei zile să-l las cu copii, să mă iubesc și eu puțin pe mine. Știi? Și iubește-te pe tine însuți asta a devenit astăzi o mare boală în familie sau un mare pericol, dacă mă întreb pe mine. Așa-l văd eu. Da, este. Ești, Așa l-am da. și simțit când ai povestit. Da, da, da. Că a fost înțeles greșit și, de fapt, noi de multe ori tindem să luăm, să integrăm în toate aspectele vieții noastre câte o zicală din asta, știi? Da, da. Eu ți-am spus că oamenii inteligenți își găsesc tot timpul niște argumente inteligente pentru a ego. face... Da, ego. ego. Nu e ego asta, Că e... E cum greu facem, cu cum el. facem cu ego? Păi cum să facem cu ego? Că doar nu o să ne ducem la mănăstire să ne smerim. Smerenia este... Calea prin care ego-ul dispare. Mereu spun în cursurile mele, mulți dintre români ar trebui să trăiască o terapie a umilinței. Pentru că acolo, în terapia umilinței, încep să înțelegi ce este iubirea adevărată și cum acest ego nu te ajută, de fapt, la absolut nimic, știi? Uite, de fapt, nu uite. Era să spun și eu ceva, vezi, mai bine nu spun. Cum facem cu ego-ul? În același fel, desprinzându-ne de noi cât mai mult și ducându-ne spre ceilalți. Adică, uite și într-un speech, într-un speech, eu nu mă duc să vorbesc cu unei săli întregi ca să arăt sălii cât de deșteaptă sunt. Eu am venit în această seară în podcastul tău. Eu n-am venit aici să arăt, nu știu, ce cârlionțată sau necârlionțată sunt sau ce deșteaptă sau mai puțin deșteaptă sunt. Eu am venit aici să discutăm de, despre niște lucruri care pot determina povești care să schimbe poate viața a 2, a 3, a 5, a 10, a 15 oameni. Când te gândești la ceilalți, atunci da, ego-ul tău nu te mai nu te mai deranjează, știi? Și mai e altă chestie. Câtă vreme m-am trăit în ego, n-am avut strop de succes, Jorge. Eu am fost o prezentatoare de televiziune, să nu-și facă griji telespectatorii, că nici eu nu mai mi-amintesc de mine la televizor. Deci, ceva, ce nu, n-avea nicio mem TV sau da, Realitatea TV. Nici o memorabilitate, am fost slabă, rău. Încercam să demonstrez în fiecare zi în jurnal, mamă ce tare sunt, mă trăiam pe mine, știi? Făceam păr în toate felurile, îmi luam țoale să demonstrez. Eșec. După aia mi-am inventat un curs. Zic, stai puțin, am dat o în bară cu televiziunea, hai că-mi fac eu un curs în regulile mele și tot reușesc eu să arăt lumii cât de deșteaptă sunt. Și m-am trăit pe mine. Întreabă-mă câți clienți avea. O grupă pe săptămână. În momentul în care mi-a intrat un caz în sală, despre care am mai vorbit și nu vreau să-l reiau, un caz halucinant în sală, m-am uitat la el și nici nu știam ce aș putea să fac pentru el, un copil cu foarte multe probleme. Nu putea să vorbească absolut nimic. Și l-am întrebat: ai făcut logopedie pentru că vorbea? <trui> și mi-a arătat din degete 10 ani. După 10 ani, copilul ăsta de logopedie vorbea <trui> în fața unor oameni perfecti normali. Și ăla a fost momentul în care toți oamenii din sala mea s-au uitat la mine pentru că se părea că eu eram expertul acolo, dar expertul era depășit de situație și era la fel de șocat ca întreaga sală. Din acel moment, copilașul ăla a devenit misiunea mea. Am vrut să văd ce pot să fac ca el să vorbească. L-am ținut doi ani în cursurile mele și astăzi se duce la facultate și își dă probe orale, știi? Dar nu e despre asta, ci e despre ce lecție mi-a dat mie omul ăsta în viață că succesul nu apare atunci când vrei succes. Succesul apare atunci când vrei să faci pentru alții ceva. Și chiar îți iese. Din acel moment, în cursurile mele, asta este, asta este misiunea. Mă uit cine e în stânga, în dreapta, ce problemă are, cum pot să o rezolv. Îmi dau seama din tonul lui înalt că sigur are o căsnicie de doi bani acasă. Îmi dau seama din tonul lui stins care furie, că sparge, că aruncă. Vreau să rezolv aceste probleme. Și credem, mă duc o viață foarte frumoasă de când nu mă mai trăiesc pe mine. Foarte frumoasă. Felicitări! Da. Mulțumesc! Pentru că. Așa este. Așa, așa cum spui tu, uite, Andreea este de față aici, a fost prezentă la toate podcasturile noastre aici, la Vorba lui Horhe, și de fiecare dată când. Am avut ocazia, am zis să facă se voia ta înainte să înceapă un podcast, și a intrat așa în reflex. De multe ori îl spun înainte sau în timp ce începem, sau pentru că e vorba despre podcastul se despre oameni pentru oameni, uh -huh. despre ei, despre cei care se uită. Și scopul meu în acest podcast este să îi ajutăm pe cei care se uită la noi să preia ceva care să-i ajute în viața lor. Exact. Sau... de e și merge bine. Da, da. Că e... vă văd, sunteți de succes. Da, mulțumim. Nu e meritul nostru, sunt oamenii. Noi ce facem aici este să, um, nu știu, să, să lăsăm informația să vină spre oameni. Cam asta e. Da, Jorge, da. Cam asta e. Da și nu, că mulți își propun asta și nu le iese neapărat. E o chestie și de interior, știi? Că, uite, de exemplu, tu, eu te simt. Tu ai capacitatea să scoți din celălalt niște povești care merită spuse mai departe. Și asta este un dar, să știi. Este un dar prețios. Sunt mulți moderatori, să zicem, care și ei se trăiesc pe ei în felul lor, și acolo cel mai probabil nu o să iasă acele povești care merită spuse mai departe sau cele povești care schimbă viețile oamenilor. Dar eu simt că dacă mai stăm încă 5 ore aici noi să scoatem niște povești. Da, sunt sigur, adică mă aștept să-mi povestești vreo din asta de <laughs> <laughs> să rămânem toți șocați. Ia, haide, povestește-ne ceva. <laughs> Ce să-ți povestesc? Care să ne șocheze, nu știu. Um, cel mai mm. dur moment din viața ta. Aoleu, nu mă lua cu cel mai dur, cel mai, cel mai dur moment din viața mea. Dar să mă, să mă gândesc că nici nu știu să spun. Cel mai dur moment din viața mea. Zău, dacă știu. Cel mai dur moment din viața ta cu fetițele tale. Nu știu, cel mai... Poate cel mai... Nu știu dacă dur. Când pe masa doctorului, în patru luni însărcinată, totodată doamna doctor îmi spune e o problemă cu copilul. Și zic, ce problemă? Și am spune, ceva la cap. Și acesta a fost unul dintre cele mai dure momente. După care am aflat care era problema la cap. Nu una simplă. Meningocel. Asta înseamnă os cranian nesudat, deci creier care poate hernia și poți naște un copil destul de legumă. Am zis că doctorii români greșesc. Am fost în Franța. Francezii mi-au spus același lucru. Am zis că francezii greșesc. Am trimis hârtiile în America. America mi-a spus același lucru. Întrerupeți sarcina, meningocel. Am decis cu soțul meu că ținem copilul. Pentru că nimic din ceea ce Dumnezeu îți dă să trăiești nu îți dă degeaba. Medicii din jurul nostru au, zis, pf, au fost șocați, evident. Pentru că au văzut și cazuri mai simple în care s-a renunțat la copil. Așa s-a născut Anastasia care i-am pus acest nume, nu pentru că mi-a plăcut Anastasia, ci pentru că căutând un nume cu semnificație puternică, am aflat că Anastasia înseamnă înviere. Tu știai asta? Află acum. Și am pus înviere numele în timp ce ea era în burtică. Și află de la mine, Jorge, că doctorii ăștia s-au înșelat. Copilul nu avea niciun cel, Avea un banal lipom. Acum, Că acest copil este o minune a lui Dumnezeu, și poate medicii nu s-au înșelat, dar lucrurile s-au reparat în burtică, sau că s-au înșelat, nici pentru mine nu contează asta. Contează doar că Anastasia mea este un copil absolut superb și îi mulțumesc lui Dumnezeu în fiecare zi că m-a ajutat să iau decizia bună. Wow. Da. nevoia să iau pauză. După povestea am asta. Inspirat. Da, da, și eu, am, am stat așa cu sufletul la gură. Wow, e o poveste incredibilă. Ce poveste, e viață reală. Mm -hmm. Este, poate, și motivul pentru care tu ești așa cum ești. Poate. Toate astea ne construiesc în ceva mai bun, zic eu. Da, da, în sensul că. Da. Te simt ca pe o femeie foarte francă și cinstită și onestă și directă da. și. Foarte greu de manipulat. A, e imposibil. Foarte greu de manipulat. Da, da, da. Da. Nu fac. Nu face nimeni ce vrea, ce vrea cu tine. Adică nu se, e ușor, da. Da, se vede. Adică îmi dau seama că și eu sunt expert în. Nu, glumesc, nu, <laughs> glumesc, glumesc. Wow, mi-ai. Uh, mi-ai întors așa un pic uh, sufletul la realitate, știi? Da. Bine, gândește-te cum ar fi fost să nu fi greșit medicii, de exemplu. Hmm. Da, Dar nu contează asta. Nu da, contează, e da, e... da, nu contează. Însă te tăvălește viața când vrea viața să te tăvălească, te tăvălește. Și eu n-am primit-o ca o tăvăleală înspre, înspre bine, ci am primit-o cum primește orice om, orice pământean, un fel de, o, Doamne, de ce îmi dai mie asta să trăiesc, știi? Dar poate că e bine în momentele alea în care simțim că suntem pedepsiți să trăim niște lucruri pe care nu le merităm, să ne gândim un pic că poate e ceva bun în asta, de fapt. Dar e greu. E-al hmm. naibii de greu. Ai zis-o atunci când povesteai că dacă Dumnezeu ne-a dat să trăim asta, înseamnă că e menit să fie. Da. Um... Și de ce să mă pun eu contra lui? De ce să întrerup o sarcină în patru luni când copilul mișcă? În burtă și îl simți, și te duci a doua zi la spital să-i întrerupi dezvoltarea, ca să nu spun mai dur. Cine poate face asta? Pentru că este un copil bolnav, așa și nu mai sunt medicamente pe pământ, nu mai sunt terapii, nu mai e iubire, nu mai e speranță, nu e Dumnezeu care îți poate salva un suflet bolnav. Nu mai e credință? Nu, e mai simplu. Mă duc, îl scot și mai fac eu altul, sănătos. Așa a ajuns să fie viața tratată? Hmm? Vin tot felul de gânduri acum. În timp ce vorbești, îmi dau seama ce poate să fie în sufletul unei mame care n-apucă să nască sau decide să nu păstreze. E greu. Ce, ce uragan de sentimente și de gânduri cred că trebuie să aibă. E ceva ce... E de neconceput, nici nu pot să îmi imaginez pentru că nu am cum să... Oricum, dacă nu sunt doi hotărâți în ideea asta, va fi... e foarte greu. Adică dacă soțul meu nu era și el cu ținem copilul, da, ținem copilul și aș fi fost doar eu sau ar fi fost doar el pe această idee, lucrurile n-ar fi mers. La noi, marele noroc al nostru a fost că noi am fost pe mână. N-am ezitat niciunul dintre noi, niciunul dintre noi. Ne sunau, îți dai seama, părinți, familie, măi, mai gândiți-vă, adică demonii veneau așa, din stânga, din dreapta, încercând să ne, să ne ducă într-o zonă greșită, dar am rămas fermi în decizia noastră. Ați știut, sufletele voastre știau înainte. Da, cred că da. Zivel. Hai că intristăm pe oameni, hai să nu dăm, nu dăm e cu altceva. Nu da, e, hai, că am vrut până acum, acum vrei să ne învețelim iarăși, am vrut tot podcast până aici în Mai luat cu da. cel mai important. Da, ăsta a fost, uite, acolo m-a dus gândul. Nu cred păi că, este, că e clar, ceva ce mai, mai dur de atât. Da, da, este. Uh -huh. Și nu știu dacă am mai auzit așa ceva până acum. Și am auzit foarte multe situații și povești de viață și... Asta mi se pare foarte dur, și decizia pe care ați luat-o este wow. Mm -hmm. Adică te lasă fără răsuflare. Cred că e prima oară în viața mea când vorbesc despre povestea asta, Jorge. Nici nu știu dacă să-ți mulțumesc sau să nu-ți mulțumesc că ai reușit să o scoți din mine. Dar um, o ascund, cred, de ani de zile, pentru că nu vreau ca lumea să se uite la Anastasia altfel decât e. Știi? Cred. Dar, pe de altă parte, poate pentru că în seara asta ai reușit să o scos din mine, poate că sensul este că sunt, poate, cine știe, chiar în acest moment, niște mame care au de luat o decizie. Eu nu vreau să le spun ce decizie să ia, doar vreau să le spun că viața înseamnă speranță, credință, iubire și da, eu cred că viața asta ne dă și minunii. Dar trebuie să credem în ele. Trebuie să credem în ele. Îți mulțumesc pentru povestea asta genială de viață. Îți mulțumesc că ai uh, ales să povestești despre asta. Îmi spune, eu gândesc că erai pregătită să o spui. Nu. Nu erai pregătită nu, să Nu, deloc, de deloc. stau și mă gândesc, mai de ce ai fi spus, măi, de că știi că ai cum ai e. Pentru că nu este da. ceva ce ar afecta într-un sens negativ viața ta, din contră. Da. Mi se pare că este un lucru extraordinar de fantastic care s-a întâmplat. Uh, și exemplul ăsta pe care mi l-ai dat de credință 100% îmi uh -huh. vine să te întreb de ce ne ai povestit până acum pentru că este super inspirațional uh -huh. și uh, cred că e, e timpul pentru așa ceva în România și eu cred și eu cred da Vă mulțumesc foarte mult, Teodora. A fost o deosebită plăcere să te am în uh, podcastul ăsta. Și pentru mine fost. Uh, Îmi place foarte mult uh, tot ce-am vorbit astăzi. Abia aștept să ne revedem. Iar voi, dragilor, știți ce aveți de făcut? Să lăsați un comentariu, să dați un like, un share și să fiți mereu voi înșiva. Capul sus, nasul jos. Vă